Arthur Porges Orice naș își are nașul 1. Individul care stătea lângă ușă se uită repede în jur. După ce se asigură că nu era nici țipenie de om prin preajma, își trase cu iuțeală pe față o mască de culoarea pielii și sună. Repede femeia furisită în jură el în gând, deschide odată. Nu pot rămâne aici o veșnicie cu chestia asta pe față. Ușa se deschise, iar el se strecură înăuntru încă mai înainte ca femeia să poată deschide gura. Nu vă enervați, dragă doamnă," spuse el repede și energic. Nu vă fac niciun rău," continuă el ținând pistolul în mână, dar fără a o amenința pe ea. Pentru Johnny Howell, asta era o meserie pe care o făcea în joacă, cu mâna stângă, ca să zic așa. Doamna era frumoasă, aranjată, îmbrăcată în haine simple de casă care îi veneau bine. Părul frumos, castaniu, era proaspăt pieptănat, respira tare și repede ca toți oamenii pe care el îi vizitase în modul acesta. Era palidă, dar încă nu începuse să dea semne de isterie. Asta era un lucru bun, i-ar fi părut rău dacă ar fi trebuit să o facă să tacă, aplicându-i o lovitură de karate. Doar banii îi primise pentru a-i face de petrecanie soțului ei, nu ei. De undeva, de jos, se auzeau bătăi. Individul ascultă câteva clipe. I se spusese că femeia este singura acasă, că băiatul este dus la școala de muzică și că se întoarce după ce totul va fi aranjat. Cine e acolo jos?" întrebă el. Glen, băiatul meu, e în pivniță," răspunse ea și pentru prima dată i se putu citi spaima în ochi. Are doar 12 ani, doar nu de el aveți nevoie." Nu, nu vreau nimic de la el, atâta timp cât nu mi veți face greutăți. Ce face acolo?" Lucrează ceva. Este membru al unei grupe care face modele de rachete și le experimentează. Azi nu-i dus la școala de muzică?" întrebă individul. Ochii femeii, ochii mari și inteligenți, se făcură mari. Vreau să văd ce în pivniță. Luați-o înainte și conduceți-mă," porunci el femeii. Ea ezită o clipă ca și când ar fi vrut să-l întrebe ceva, dar ochii lui de oțel o privire rece și fără nicio expresie, iar mâna cu pistolul se ridicase puțin. De aceea femeia se întoarse și porni spre bucătărie casa arăta curată și era bine întreținută femeia a prin bucătărie iar la celălalt capăt al ei deschise ușa care ducea spre scările de la pivniță el cobora în urma ei cu pistolul pregătit și cu nervii încordați în pivniță l-ar fi putut aștepta chiar Colin cel după care venise Doi Încordarea nervoasă a lui Howell slăbi în clipa în care văzu pivnița. Era mică și bine luminată. Glenn, băiatul de 12 ani, era singur. Acesta își ridică privirea în momentul în care intrară cei doi și se uită întrebător la mama lui. După aceea zări pistolul. Mă mică!" strigă băiatul și fugi spre ea. Liniște, Glenn!" îi spuse ea repede. Fi liniștit, încă nu știu ce vrea omul acesta de la mine, până acum s-a purtat frumos. În timp ce ea vorbea, Howell se uita atent prin pivniță. Aceasta era plăcută. Pe masa pe care lucra băiatul se aflau câteva lucruri: scule, bucăți de metal, tablă, câteva sârme și cabluri. Howell examina toate colțurile, fără a-i slăbi însă din ochi pe cei doi. Pivnița nu avea decât un gemuleț prevăzut cu gratii. Gemulețul dădea spre curte. Casa era împrejmuită cu gard înalt de beton, așa că nimeni nu putea vedea ce se petrece jos. Nu-i rău, bomboni Howell, ca pentru sine. Apoi, Rămâneți amândoi aici, eu mă duc sus să aștept. Pe cine? întrebă copilul. Și ce vreți? făcu el și oprinse pe mama lui de mână ca și când ar fi vrut să o apere. Îl aștept pe tatăl tău," spuse Howell rece. Simțea că îl cuprinde ura, fără să-și dea seama, început să urască și să invidieze viața lor armonioasă de familie. Poate că și mama lui fusese frumoasă când avusese așa vreo 17 ani, numai că în amintirile lui o vedea ca pe o femeie grasă, veșnic, cu un șorț murdar în față. Nici nu-i de mirare că tatăl fugise așa de repede de ea. Hm. Pentru un băiat trebuie să fie foarte plăcut să aibă o mamă atât de frumoasă, de înțeleaptă și cultă. Când își aducea aminte de și amintea degeaba morise pe când el avea zece. Dar ce doriți de la soțul meu?" întrebă doamna Colin. Howell îi vedea spaima din ochi și se simțea foarte bine pentru că reușise să-i tulbure liniștea. Chiar vreți să aflați?" întrebă el malițios. Mai bine n-ați vrea, dar mai mult ca sigur că știți despre ce este vorba." Vreți să-l omorâți?" întrebă ea, frângându-și disperată mâinile pentru Dumnezeu. De ce? Noi nici nu vă cunoaștem. Cine sunteți și ce rău v-a făcut Bill? Niciun rău, doamnă Colin, nici cât negru sub unghie, dar sunt plătit pentru acest lucru. Glenn se uita fix la el și în ochii lui se putea citi ură și înverșunare. Micuțul avea curaj în pofida faptului că nu era decât o bocceluță de oase și piele. Cine v-a plătit și de ce?" Bill n-a făcut nimănui rău toată viața. Sunt plătit, doamnă, și pentru ca să-mi țin gura. Cred că și soțul dumneavoastră trebuia să... Dar să nu vă fie teamă, sunt specialist. Soțul dumneavoastră nici nu o să simtă. Femeia îl privi ca și când ar fi venit de pe Marte, ca pe o creatură groaznică imposibil de înțeles. Acum știu, mami, spuse Glenn cu glas limpede de copil. Procesul, peste o săptămână, tata trebuie să apară ca martor în fața tribunalului. Pe figura mamei a o expresie de neîncredere. Nu poate fi asta. Pe omul acela de afaceri l-a omorât un huligan. Așa ceva se face numai când e vorba despre niște gangster grozavi de puternici. Howell se amestecă repede în vorbă, parcă temându-se că feme femeia spusese prea multe. Acum mă duc sus. Și ca să vă fie foarte limpede, am de îndeplinit o misiune serioasă și nimeni și nimic nu o să mă poată opri. Voi rămâneți amândoi aici, în felul acesta nu veți putea face nimic, dar să nu cumva să vă treacă prin cap să faceți ceva contra mea. Dacă aud ceva, vreau un zgomot sau vreau un strigăt, atunci cobor imediat și vai de voi o să fie dacă vă purtați frumos, iar dacă aveți de gând să-mi săriți în spate, vă omor pe amândoi. Ochii lui erau acum amenințători. Se întoarse și plecă. Ajungând pe scări, întrebă, când vine Colin acasă? Femeia nu-i răspunse. I se uită în schimb fix în ochi. Într-adevăr, femeia are curaj. Trebuie el să recunoască în gând. Ei, fie, n-am să vă chinuiesc ca să-mi spuneți. Am să-l aștept. Mama și fiul rămaseră o clipă în mărmuriți. Deodată, doamna Colin își aminti de ceva. Trebuie să facem ceva, Glen. Ceva trebuie să facem, șoptia aproape fără glas. Omul acesta vrea să-l omoare pe tatăl tău. Trebuie să-l apărăm pe tata, Glen. 3. Urmară câteva clipe în care pe chipul copilului se puteau citi cele mai diferite sentimente mândrie, teamă, gingășie, hotărâre și speranță. Știu, mamă, dar cum? Trebuie să găsim un mod de a striga după ajutor. Doamne, dacă i-am putea da de veste lui Johnson, el ar suna imediat la poliție, iar aceasta l-ar prinde pe criminal mai înainte ca Bill să apuce să vină acasă. Băiatul trecune liniștit de pe un picior pe celălalt. Dar, dacă încercăm să strigăm, el va veni imediat jos. Da, așa este. Nu m-am gândit nici eu la asta. Tehnician, în casa asta numai tu ești. Ai totdeauna atâtea idei. Acum totul depinde numai de tine, Glenn. Băiatul o privea cu ochi absenți. Nu era în firea mamei să ceară unui băiat de 12 ani să facă ceva ce ea însăși nu putea să facă. O să încerc, mămico, spuse. Trebuie să inventăm ceva. Cât timp avem la dispoziție? Tata se întoarce la cinci și jumătate. Ah, doamne, deja ai trecut de patru. Glen o conduse pe mama lui până la scaunul de lângă masa lui de lucru. Ia loc, mămico. Tu singură nu poți face nimic. Ia să mă gândesc câteva clipe să văd ce-i de făcut. Mama îl ascultă și se așeză. Glen, nu cumva firul de telefon trece prin pivniță. S-ar putea, zise el, uitându-se în jur, dar la ce n-ar folosi? Nu știu, m-am gândit și eu așa, poate ar trimite pe cineva aici dacă am tăiat legătura. Ah, da, dar nu-l vor trimite imediat, cu toate că nu durează decât câteva clipe până află unde și în ce constă defecțiunea iar omul de la deranjamente tot nu ne-ar fi de niciun ajutor. Asasinul l-ar surprinde și l-ar închide în pivniță cu noi. Așa ar face cu oricine ar intra, chiar și din întâmplare, în casa noastră. Trebuie să anunțăm poliția, asta e singura posibilitate. Ai dreptate, spuse mama distrusă, dar eu nu mai sunt în stare să gândesc normal. Dacă ar mai da o dată pe aici, iar noi să-i pregătim o capcană. Da, Glenn, așa să facem. Facem zgomot, eu voi striga după ajutor și cum vine jos. Bruma de speranță li se risipi însă repede. Bine, dar el are pistol, continuă mama, și ai văzut cu ochii tăi cât e de prudent. Am văzut, dar dacă mă urc deasupra scărilor și arunc ceva în cap, asta de pildă, zise el, luând o țeavă de pe masă. Mama tăcu o clipă, punând în balanță toate cele pro și contra. Știa că trebuia bine cântărită fiecare mișcare. O hotărâre pripită ar putea cauza moartea nu numai a soțului, dar chiar și a copilului. E prea riscant, spuse ea, dând din cap. Dacă nu o să nimerești din prima lovitură, n-ai să mai ai timp pentru a doua. Și apoi, pe scările astea înguste, nici n-ai să poți sta prea bine. Nu, Glen, n-are sens. Glen fu decepționat, dar nu reacționa. Prea multe lucruri nu avem la dispoziție, spuse Glen. Să vedem ce anume lucruri sunt. Poate că văzându-le ne vine vreo idee. Bine, spuse mama încet, dar gândește-te, Glen, repede, pentru Dumnezeu. Deja e patru și jumătate. Bine, deci, mai întâi o mulțime de ustensile, apoi curent electric. Ochii i se aprinseră dintr-o dată. Mamă, curentul electric, putem face ceva cu el. Și pentru că mama lui se uita fără să-l priceapă, băiatul continuă nerăbdător. Am putea instala ceva acolo sus pe scări, ceva care să-l lovească de cum ajunge în capul scărilor. Crezi că ar merge? Lovitura ar putea fi mortală? Nu știu, spuse băiatul nesigur, are 22 de volți, iar scările sunt uscate. Eu am pățit-o de câteva ori și niciodată nu mi s-a întâmplat ceva grav. Scările le-am putea umezi, spuse mama. Conducta trece pe aici. Numai că trebuie să avem un cablu destul de lung, spuse băiatul, privind discoditor prin preajma. Dar poate că, dacă punem cap la cap toate resturile astea, entuziasmul îi dispăru însă repede. Nu merge? întrebă mama neliniștită. Mă tem că nu, mămico, n-ajung. Și apoi asasinul ar observa că scările sunt ude și asta i-ar da de bănuit. Dar și dacă ar fi șocat cu curent, nu avem garanția că acesta l-ar și ucide sau măcar l-ar ameți. S-ar putea însă ca în cădere să scape pistolul din mână, iar noi îl am putea lua repede. Nu, spuse energic mama. Nu-i bine, Glen. Trebuie să găsim ceva sigur. Dacă greșim ceva, o să ne omoare pe toți. Mama refuză energic această idee, dar veni repede cu alta. Cu uh, curentul electric nu-l putem omorî, dar n-am putea lansa un semnal cu el. Glen rămase pe gânduri. Păi, dacă facem ceva la rețeaua principală, se vor ivi defecțiuni la aparatele de radio și la televizoarele din vecinătate, dar nimeni nu o să știe de unde provin ele. Dar nu știi niciun cod, mă gândesc la ceva în genul Morse. Din păcate, eu nu-l cunosc, mămică, o spuse trist băiatul și parcă puțin rușinat. Mama îl prinse de umerii înguști. Rachetele, dar rachetele, întrebă ea, cuprinsă de emoție, asta explodează, nu? N-am putea trimite un mesaj cu una din ele sau să-l aruncăm în aer pe asasinul ăsta. Știi, mamă, tata mi-a interzis să aduc substanțe explozive aici, din cauza incendiilor, și în afară de asta n-am nicio rachetă gata. Examină din nou toate colțurile, fără să găsească ceva corespunzător. Deodată, privirea. Îi căzu pe o cutie cu chibrituri aflate pe o poliță. Găsise. Mămico, aș putea face ceva care să explodeze. Mama se apropie de el cuprinsă de nerăbdare. Băiatul deschise cutia plină pe jumătate, cu chibrituri mari cu capete albastre. Bine, Glen, dar astea sunt simple chibrituri, spuse ea dezamăgită. Ce -ai putea face tu cu ele? O să te minunezi, mămico. Unii băieți fac până și rachete cu ele și, în plus, sunt total nepericuloase. Ai crede, mamă, că numai câteva bețe pot dezvolta o forță care să treacă o săgeată de oțel printr-un perete de beton? Mama își frânse nervoasă degetele. N-ai putea face o bombă mică? Nu, zise băiatul din nerăbdător din cap. Așa ceva nu se poate. Și asta nu numai pentru că un asemenea obiect n-ar exploda la timp. Nu, dar trebuie să găsim altceva. O chestie din alea cu săgeata de oțel am văzut cu ochii mei, mămico a pătruns prin peretele destul de adânc. Atunci fă și tu așa ceva, Glen. Trebuie să lansezi ceva pe fereastră pentru ca oamenii să-și dea seama că... Da, ar fi bine. Nu, stai, se opri el brusc. Nu o să iasă nimic din asta, pentru că nimeni nu o să știe de unde a plecat săgeata. Iar asasinul și-ar da seama și ar veni imediat. Dar Glen, băiatule, făcu mama aproape plângând. Nu mai putem pierde niciun minut, trebuie să facem ceva. Poate, poate că am putea trage cu ea direct în asasin, judecă Glen cu glas tare. Puse mâna pe o țeavă de fier. Asta ar putea servi drept țeava unei arme, mămico, ține cuțitul, spuse el și întinse un cuțit de buzunar. Dă jos măciuliile tuturor chibriturilor, băiete. Numai măciuliile și să rămână cât mai puțin lemn pe ele. Da, așa, mama. Mama se apucă de treabă cuprinsă de febră. Glenn deschise o cutie și luă din ea câteva bucăți de metal. Oduse pe fiecare în dreptul găurii țevii de metal, cele care se potriveau fiind puse deoparte. Nu știu, să umplu țeava cu mai multe bucăți mai mici sau cu una singură care să plece ca un tot. Cum este mai sigur? întrebă mama fără să se oprească din lucru. Of, of the glen, dacă aș ști. Treaba e următoarea, bucățelele astea cuprind mai mult spațiu, dar nu produc daune prea mari, ci doar niște răni ușoare o singură bucată ar avea categoric mai multă forță. Săgeata despre care ți-am povestit a fost lansată cu cinci mizerabile măciulii, iar noi avem peste 200. Poate încercăm să-l lovim între ochi, fu de părere mama. Se poate ochi cu ea? Da, dar e greu să nimerești un obiect atunci când vrei, dar despre asta vorbim mai târziu, mama. Mai târziu, se căină mama, Glenn e deja 5 și 5, trebuie să ne grăbim. Glen întinse mâna după chibrituri. Ajunge, mă, mico! Turnă cu grijă în țeavă, mă, în țeavă măciuliile răzuite. Unul din capetele țevii era sudat. După aceea, băiatul căută o bucată cu care să o fixeze la celălalt capăt. Găsi o bucată groasă, cam de un deget și o puse în lăcașul țevii. Aceasta căzu peste măciuliile de chibrituri. Rămâne cam mult spațiu, nu? Își dădus mama cu părerea. Da, așa este. Bucata e prea mică, dar pot să o învelesc într-o cârpă. Așa se procedează. Și până a nu apuca băiatul să găsească ceea ce-i trebuia, mama își rupse bluza și întinse o bucată de material. Băiatul întoarse țeava și bucata de metal căzu. Glen o învelin în bucata de bluză, apoi o împinse în țeavă, folosindu-se de o sârmă rezistentă. Lucra cu febrilitate mai departe fixă țeava în menghina de pe masă și o orientă în așa fel încât să țintească spre ușă. Controlă foarte atent direcția, după care strânse definitiv țeava. Și cum o să tragi cu ea?" îl întrebă mama. Exact nu știu nici eu," răspunse Glenn. Ar trebui să-i dau foc la capătul." Dar asasinul își va da seama ce ai de gând să faci. El nu o să se oprească pe scară să aștepte." Știu, mamă, știu, dar cum să fac?" N-ar merge cu curent electric. M-am gândit și eu la asta, dar e foarte complicat. Nu se poate introduce firul pe la capătul sudat, zise băiatul, în timp ce cotrobăia printre lucrurile de pe masă. Deodată se aprinse la față. Găsise letconul. Ce ai găsit? întrebă mama. Un ciocan electric de lipit. Cu ăsta merge, mico. Fac imediat legătura, dar tot o să dureze până se încălzește. Când o să fie gata încălzit, la proprii de partea sudată, trebuie să meargă. Altă posibilitate nu avem și nici timp. Tata trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. Mama se uită îngrozită la ceas. data o să fie cald, spuse Glen. Va trebui însă să mascăm cumva arma noastră, ca el să nu observe și zicând aceasta, aruncă peste țeavă câteva cârpe în așa fel încât acestea acoperiră țeava. După aceea, își umezi cu limba unul din degete pentru a vedea dacă ciocanul era cald. Gata, arde! Să-l strig? Încă nu, trebuie să-l încălzim cât putem mai tare. Țeava e destul de groasă. N-avem decât o șansă. Dacă o ratăm, mama își frângea mâinile. Dar Bill poate pica dintr-o clipă într-alta, să nu fie prea târziu. Apoi, după ce se mai liniști, Hai dreptate, Glen. trebuie să fim absolut siguri. Tu să nu te enervezi din cauza mea. Bill poate mai întârzie și el câteva minute. Glen mai încercă încă o dată letconul. E destul de cald. Strigă-l, mamă, să vină jos. 4. Mama trase adânc aer în piept. Din gâtul ei ieși un strigăt teribil, pătrunzător, până în măduva oaselor. Glen o auzise nu odată pe mama lui, râzând și strigând, dar un strigăt, strigăt ca acesta nu auzise niciodată. Era ca și cum toată frica și groaza și tensiunea ultimelor ceasuri ar fi explodat, prefăcându-se într-un urlet cumplit. Sus, în bucătărie, se auziră pași grăbiți. Ușa pivniței se deschise repede, iar sus, pe cea mai înaltă treaptă, apăru Howell. Ochii îi sclipeau sălbatic prin deschizătura îngustă a măștii. Ați înnebunit?" zvieră el la femeie. Ați crezut că îl veți putea avertiza în felul acesta?" Încă n-a venit, dar și dacă ar fi venit, ce ați fi obținut? Acum însă n-am să mai risc," zise el, agitând pistolul. V-am avertizat, voi însă..." Se opri și se uită bănuitor de la unul la altul. Ce se petrece aici? Ați spus la cale vreo ticăloșie, o simt eu." Cu mâna ascunsă sub zdrențe, Glen se apropie disperat cu letconul de capătul țevii. Măciuliile chibriturilor deveniseră acum un exploziv. Necalculat, dar activ. La distanță mică, arma lui Glen avea efecte teribile. Ah, Doamne, dacă măciuliile ar fi suficient de uscate, iar țeava de s-ar încălzi mai repede, se rugă Glen, în gând. Nimic. Asasinul coboră scările, ținând pistolul în față. Examină cu atenție pivnița, vrând parcă să găsească ceva ce născociseră cei doi. Ce ai sub cârpele alea?" strigă el la băiat. Ceva cu care să dai de veste cuiva?" Cum ne l-am lăsat eu pe băiatul ăsta aici cu atâtea ustensile? La o parte. Vreau să văd ce ai acolo." Glenn ezită și numai când asasinul întinse pistolul spre el, numai atunci luă mâna de pe Letcon și se dădu un pas înapoi. Doamna Colin se lipi de perete și începu să plângă. Howell se apropie de masă și întinse mâna spre zdrențe, convins că va găsi un sistem de alarmă menit să-i avertizeze pe vecini. Nici prin gând nu-i trecea că ar putea fi vorba despre o armă deosebit de periculoasă, făcută chiar de mâna băiatului. În clipa în care mâna lui atinse zdrențele, se auzi o explozie scurtă, destul de puternică. Și aproape în aceeași clipă, Glenn și mama lui scoaseră un strigăt. Asasinul se răsuci, dădu drumul pistolului și se prinse cu amândouă mâinile de burtă. Când doamna Colin îi văzu rana, de mirare că n-a leșinat. Omul mai rămase câteva clipe în picioare, apoi se prăbuși. Femeia se repezi spre el, gata să-i dea ajutor. Howell deschise ochii plini de spaimă și de uimire. Cu ce? Cu ce m-a împușcat băiatul ăsta?" murmura abia percep perceptibil. Cu niște chibrituri, cu măciuliile de la niște chibrituri." Răspunse mama, care se străduia, deși zadarnic, să oprească sângele care-i curgea din rană. Cine v-a plătit?" Vă rog, trebuie să știu, vă rog, pentru Dumnezeu." Îl imploră femeia. Acum nu mai are nicio importanță. Tânărul acela pe care soțul dumneavoastră l-a văzut când cu lovitura este nepotul lui Danny Pardow. Dacă numele vă spune ceva, Danny e șeful gangsterilor, mai spuse el, apoi muri. Ambea acum, scăpați de tensiune, mama și fiul rămaseră încremeniți, incapabili să scoată un singur cuvânt măcar. Hei, Ruth, Glenn, pe unde sunteți? Mama și fiul își reveniră abia când auziră strigătele lui Bill. Apoi, sprijinindu-se unul de altul, începură să urce scările spre bucătărie. Sfârșit! Ați ascultat Orice naș își are nașul, de Arthur Porges În românește de Nicolae Nicoară